Metaloglobus ține standardul sus pentru fotbalul din București. Așa este, așa este și ne bucurăm. După cum prea bine vedeți, puține echipe au mai rămas în București. La nivelul Ligii a treia, doar Metaloglobus, respectiv echipele a doua, al lui Dinamo, al lui Steaua, în schimb, nu există. Iar la Liga a doua avem doar Juventus. Sperăm ca de la anul să fie și Metaloglobus în Liga a doua. Aveți câteva nume importante aici la echipa, antrenor Bogdan Argeș-Vintilă, Gigel Coman și câțiva jucători care au trecut prin Liga 1, au fost la Focus Junioratul. Cum s-a ajuns la această formulă, să zicem, omogenă? Da, eu sunt cel care l-am ales pe Bogdan Argeș-Vintilă și se pare că am avut mână bună. Am aflat după ce am bătut palma că este de aici din cartier, mi-a explicat că doi pași de acest teren la Metalul a copilărit, a făcut junioratul, că stă aproape, fără discuție. Este legat cât se poate de mult de această zonă a Bucureștiului. Bogdan, te vedem antrenor la Metalul Globus, o echipă ambițioasă. Ce obiective ai tu și clubul pentru anii care urmează? Da, am preluat această echipă încă de la începutul campionatului și am fost atras de faptul că se vrea performanță și până în acest moment suntem în grafic. Aici, cel puțin în zona aceasta unde este clubul Metaloglobus, lumea este dornică de fotbal. Este zona unde eu am copilărit, unde am crescut. Sunt foarte aproape de clubul Metalul București, unde mi-am făcut junioratul. Și mă bucur că acest club este în această zonă pentru că duce mai departe fotbalul din București. Crezi că se poate face aici un proiect interesant pentru anii care urmează? Se fac destul de multe investiții. Da, eu am încredere că se va face un proiect frumos aici, mai ales că avem șansa de a promova în Liga a doua. Sperăm să facem chestia asta și să fie un lucru bun. Mai ales că în București, în momentul de față, au cam dispărut echipele de Liga a întâia, a doua, sunt mai puțini decât cum erau pe vremea când jucam eu fotbal. Fratele lui Kevin de Fata aici la Metaloglobus, semeni cu fratele tău ca stil de joc? Să zic că la viteză, un pic, da, dar eu sunt mijlocaș și e atacant. E diferit. Crezi că poți juca și tu în Liga Secundă sau poate chiar în Liga 1 în anii ce urmează? Cu siguranță. Dacă domnul acesta vă promovăm, jucăm în Liga 2 și după poate să și promovăm din Liga 2 în Liga 1. Cum sunt condițiile aici la Metaloglobus? Se fac foarte multe investiții, se construiesc stadion nou? Da, aici chiar mi-a plăcut de conducător și patronul să bagă, are dorința să fac câteva bun, nu știu, afacere de fotbal sau a băgat bani și am văzut că avem condiții aici. Da, am văzut că avem condiții care putem să ajungi și mai mare la anul. Ești vedeta echipei din Metaloglobus, cu tot creierul echipei. E o șansă pentru tine faptul că poți juca în București și continua să trăiești, să locuiești în București, faptul că joci aici la Metaloglobus? Da, este o oportunitate foarte bună pentru mine, am și la facultate aici, acum și promovăm și este foarte bine pentru mine. Am găsit tot în București, am fost la Steaua, acum aici și este ok. Se fac investiții destul de masive aici la Metaloglobus, veți construi, să înțelegem, o arenă modernă, utilă pentru Liga Secundă și poate mai departe și pentru Liga 1? Da, dar vor fi în doi pași. Primul pas,
pentru Liga a doua, vom moderniza ceea ce avem la momentul acesta, iar proiectul este chiar pentru prima ligă. Spațiul ne permite, însă trebuie luat step by step, pas cu pas, și atunci vedem ce avem de făcut. Ne dorim să fim la jumătatea clasamentului în primul an, iar din al doilea an, de ce nu, Doamne ajută, să ne batem acolo sus. Așa am fost învățați cel puțin de când am înființat acest club. Cei care iubesc fotbalul din această zonă își aduc aminte că acum 20 de ani sau chiar mai bine, aici mai existau încă 7-8 cluburi. Vă imaginați că Metaloglobus ar trebui să atragă tot ce înseamnă în acest cartier. Și de aici s-au născut fotbaliști de-a lungul timpului. Au ajuns până la echipa națională. Așa că de ce nu am preluat acest cartier și să încercăm să repunem pe picioare fotbalul, măcar din această zonă a Bucureștiului, dacă nu cumva din tot Bucureștiul. Okay.